Leul moldovenesc se deprecează în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru luni, 23 august, un curs de 20 de lei și 63 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american câștigă 2 bani și ajunge să coste 17 lei și 66 de bani. Leul românesc rămâne la cotația de 4 lei și 18 bani. Hrivna ucraineană și rubla rusească își păstrează și ele valorile de 66 și respectiv 23 de bani.